trebuie să încep vlogul ăsta din lift. Nu știu de ce. M-am întors acasă să-mi iau ochelari de soare. Dar hai, să mergem. Până dimineața, sunt Alex prin oraș și azi vorbim de filtrarea traficului de către motocicliști și, în general, de siguranța motocicliștilor în trafic. Un videoclip adresat atât motocicliștilor, dar mai ales participanților din mașini la trafic, care se pare că nu vor deloc să ne înțeleagă. Deci da, cum ziceam, bună dimineața, internet, Alex prin oraș aici. Hai astăzi să vorbim un pic de filtratul ăsta prin trafic și mai ales de siguranța motocicliștilor. Ce înseamnă pentru siguranța motocicliștilor și ce înseamnă filtratul pentru noi, în general, motocicliștii? Nu doar siguranță, la ce ne ajută și de ce facem asta. Pentru asta mi-am notat câteva idei, le am pe telefon. O să mai opresc din când în când să mă asigur, mă uit peste ele, să mă asigur că nu e nimica. A prima chestie despre care vreau să vorbim, legătură cu filtratul. Hai să vă zic că efectiv ce e filtratul. Pentru care nu știți, lane filtering-ul, filtratul sau splitting-ul, sunt mai mulți termeni care se referă chestia asta. Acum depinde, puteți să-i izolați în filtrat se referă doar la viteze foarte mici când traficul stă pe loc. Splitting-ul se referă la viteze mai mari, dar despre aia nu o să discutăm în detaliu. Nu are legătură pentru că eu nu așa le înțeleg. Filtratul pentru mine, acceptarea ideii de filtrat se referă la, practic, traversa traficul, ca să zic așa, la viteze mici. Și primul punct pe care vreau să-l ating e siguranța motociclistului în trafic. Da? Și o să vedem exact acum când opresc în spatele mașinii astea, nu, că s-a făcut semaforul verde, deci nu mai opresc. Hai să mergem mai în față să le simt. Altă situație, că vreau să vă arăt concret, nu doar să vă povestesc. Deci odată în viață când am nevoie de semafoare, să opresc în spatele cuiva să vă explic ceva, nu prind semaforul. Și nu înțeleg de ce e așa pătat asfaltul. Ce e supărare curs pe jos? Parcă văd că trebuie să mă duc până la huie din tata înainte ca să prind un semafor. Bun, semafor, avem un motor în față, dar nu-i problemă. Ideea rămâne. Bun, deci primul pas, prima chestie pe care vreau să vă explic e de siguranța noastră. Eu acum am oprit în spatele, să zice că nu e motocicleta, dar e mașină, dar nu contează că e motocicleta. Eu am oprit în spatele cuiva în loc să mă duc prin trafic tot înainte. Acum hai să facem un exercițiu mental. Ce credeți că se întâmplă dacă vine o mașină acum și nu observă că eu sunt staționat aici? Mașina din spatele meu nu observă că eu sunt staționat. Îi cu capul în telefon, că știm toți că toți suntem cu capul în telefon la volan, îi se joacă cu aer condiționat, că sunt 24 de grade și deja e cald și nu știu ce. Sau își caută să-și pună Radio Trinitas la ora asta, că nu-i mai place muzica de pe Europa. Și vine și nu-i atentă și nu mă vede pe mine mașina din spate și se bagă în mine. Ce credeți că sunt? Da, ați înțeles bine. Pe mine o să mă facă terci, pentru că eu nu sunt într-o cușcă de metal acum ca să mă protejeze. Eu sunt între două metale și nu am absolut deloc protecție față de mașina din spate care mă va lovi și mașina din față care mă va împinge. Da? Asta e unul la mână. Deci pentru asta e important pentru mine din punct de vedere a siguranței filtrate. Asta unul la mână. Și doi la mână. Chiar dacă nu am loc să filtrez, asta e pentru toți motocicliștii, o lecție de la mine, e gratis. Vă zic acum, când staționați în spatele unei mașini, niciodată nu staționați pe mijlocul ei. Deci acum opresc semaforul ăsta din față, da? Chiar dacă, să zicem, să presupunem că eu nu o să am loc să filtrez acum, deși pare că aș avea să mă bag fete cât un pic, dar să presupunem că nu. Eu trebuie să trag în spatele unei extreme a mașinii, adică eu acum am tras în stânga. Dacă pe banda cealaltă eu aici aveam contrasens, da? Nu erau două benzi pe sensul meu și aveam mașini în fața cealaltă și fi tras în partea dreaptă, pentru că în caz că vine o mașină și tot așa mă lovește și eu nu am avut loc să filtrez, să distanțez, să mă elimin pe mine din calea pericolului de a fi strivit între două mașini, măcar să stau în partea dreaptă cu ghidonul ușor, ușor virat pe dreapta, în caz că mă lovește din spate, măcar să mă împingă în exterior, să nu mă împingă mașina din față și foarte important asta. Dar asta doar ca o paranteză pentru toți motocicliștii care se uită la clipul ăsta. Deci filtratul în primul rând, de-aia am și ales să vorbesc de ăsta ca primul punct, e pentru siguranța mea. E ca să nu existe pentru mine riscul să fiu prins între două mașini în caz că mașina din spatele meu nu e atentă, da? Și eu nu vorbesc acum, să nu credeți că vorbesc din amintiri și din povești și din imaginația bunicii și legendele Olimpului și de astea, nu.
Sunt studii pe chestia asta și o să vă pun acum un studiu pe ecran care s-a demonstrat că motocicliștii care filtrează, care nu stau la locul lor în trafic și efectiv se bagă printre mașini, au mai puține șanse de accident. Și nu numai că mai puține șanse, statistic vorbind, sunt mai puține șanse să fie accidentați, a scăzut numărul de accidente practic când s-a făcut filtrarea și tipul de accidente s-a transformat dintr-un număr mai mare de accidente mai grave într-un număr mai mic de accidente mai ușoare. Adică să nu înțelegeți că eu zic acum că filtratul elimină total riscul de accidente. Nu, că nu-i cazul. Dar filtratul, în schimb, scade riscul de accidente și scade riscul tipului de accident, ca să zic. Deci vorbim de accidente mai puțin grave. Statistic, da? Asta e știință, e statistică, nu vorbim nimic. E mai puțin probabil să pățești ceva și dacă pățești ceva, e mai probabil să fie ceva mai puțin grav. Și asta e foarte important de înțeles, că nu filtrăm că ne plictisim sau că ne place să facem printre mașini, că nu-i cazul. Că nu-ți fac, că și eu risc chestia asta. Unul poate mă blochează, unul poate nu-i atent și trage de volan stânga și unul dreapta fără să uite în oglindă să schimbe banda când stă pe loc sau să pune mișcare de pe loc și nu mă vede și mă lovește. Eu tot mai expun riscul ăsta, nu fac asta ca să mă distrez, că tot se expus la un risc. Dar fac asta că teoretic îs mai puțin. Adică și practic, nu doar teoretic, sunt mai puține șanse să pățești ceva grav în caz că se întâmplă asta. Doi la mână, vorbim de trafic, de fluidizarea traficului, da? Hai să ne gândim la ce suprafață ocupă o motocicletă și ce suprafață ocupă o mașină pe bandă. Deși fizic o motocicletă e semnificativ mai mică decât o motocicletă, ca suprafață nu e mare diferență. Adică eu tot am același spațiu de la stânga la dreapta între lungile astea albe, nu? Pe care trebuie să-l ocup. De aia și circul pe mijloc. Ca lungime, ok, îs cât 3 sferturi din polo ăsta și jumate din după aia, dar deja dacă suntem 2 motocicliști, suntem împreună, ocupăm mai multă suprafață decât după aia, nu? Sau cât după aia. Da, acum mai gândește-te cum e să stai în trafic, ce preferi? Să ai 10 motociclete în față care ocupă spațiu aproape că 10 mașini sau ai 10 motociclete care se încep și filtrează traficul pe lângă și nu mai ocupă spațiul ăla, dar tot spațiul ăla se eliberează. Acum știu că mulți sunteți care vă urâți viețile și nu aveți chef să ajungeți acasă la familie, dar astea preferați să stați în trafic, să ascultați audiobook și podcast-uri. Vă înțeleg, dar nu toată lumea e așa. Și pentru majoritatea oamenilor care se grăbesc și vor să ajungă undeva, sau nu să se grăbesc, dar vor să ajungă undeva într-un timp util și să nu pierdă timp în trafic, ce credeți că e mai preferabil? Să stea în spatele la 10 motociclete sau să fie la 10 motociclete, să elibereze spațiul ăla și practic să se restrângă spațiul care e pus la dispoziție mașinilor, nu? Eu cred că toată lumea e mai fericită când sunt mai multe vehicule în trafic și motocicletele sunt vehicule și au același drept. Numai că motocicletele au avantajul de a nu aglomera la fel de tare. Trebuie să țineți asta în minte, că asta e în avantajul și al nostru și al vostru. Și al nostru ca motocicliști și al vostru ca șoferi. Deci până acum avem așa, siguranță, siguranța noastră în principal la motocicliștilor. În al doilea rând avem fluidizarea traficului, da? Și din nou, chestia că fluidizarea traficului e studiată în zonele unde se filtrează și țările unde se filtrează și este permis filtrarea traficului, sunt studii că ajută la fluidizarea traficului, da? Nu vorbim din bună. Bun, astea sunt primele două chestii. Și a treia chestie e confortul nostru și ține de noi și aici pur și simplu avem nevoie de înțelegerea voastră. Adică nu înțelegerea voastră să fiți empatici. Înțelegerea voastră să fiți niște oameni care au mai mult de, nu știu, 3 neuroni în cap. Adică vorbim de abilitățile voastre cognitive. Înțelegeți că eu stau pe motocicletă acum la 25 de grade afară, sunt în echipamentul de vară și deja sunt transpirat pe fund. Acum mă mișc, da? Nu stau pe loc, mă mișc, bate vântul pe mine într-o oarecare măsură. Dar gândiți-vă când sunt 30 de grade afară, asfaltul ăsta de oraș mare dogorește toată căldura, că merg prea încetul și ăsta se grăbește, stau la povești. Toată căldura aia dogorește și se reflectă pe mine și pe lângă asta motocicleta mea când ajunge la 100 de grade pornește și ventilația, da? Pornește și răcirea. Răcirea la mine e aici, am un ventilator, motorul e aici și aici am un ventilator. Ventilatorul ăla când pornește împinge toată căldura motorului ăla pe picioarele mele și pe brâul meu, da? Toată zona asta ajunge căldura asta.
Gândește cum îi se bate căldura pe tine direct, pe lângă că stai la 35 grade afară, știi, poți, mai bate și un val de căldură pe tine. Păi simt eu, e nașpa, dacă nu ați trecut din asta, e nașpa. Da? De-aia prefer să nici decât să opresc. Uite, un exemplu concret. Aș putea să filtrez, nu să filtrez că stăm la povești, dar de asta prefer eu acum să mă bag printre aia doi. Gândiți-vă, coada asta e de 10 ori mai mare și să ajung repede în capătul ăla, să mă forță și pornesc când s-o fie cu verde. Mor de cald și eu vreau să ajung cât mai repede la destinație, că sunt puțini motocicliști care se plimbă pe călduri de astea, că doar vor să se plimbă prin oraș. Da. Dacă vezi unul ca mine acum la 25 de grade pe căldura asta că se plimbă, probabil are de mers undeva și înțelege-l că el, momentul ăsta, probabil crapă de cald și eu acum sunt cu cel mai subțire echipament de vară care l-am pe mine, am o armură în ox și un tricou de cross pe deasupra de enduro și deja mă topesc de cald. Gândește-te deja confortul meu, că eu nu stau aici în trafic, îmi place, probabil am de mers undeva și am ales motocicleta ca să ajung mai repede, dar eu trec prin niște condiții meteo, ca să le zic așa, prin care tu, mașină, nu treci. Și am nevoie să înțelegi că este asta. La fel, valabil și dacă plouă. Tu stai în mașină, te doare la patină, ești protejat de ploaie, gen, îți merge aerul condiționat, îți decătură, să nu știu ce. Nu numai că stau în mașină și mi-e frig, pe motocicletă și mi-e frig, că dacă plouă afară, eu sunt probabil și destul de ud. Și vreau cât mai repede să ajung la destinație. Da. Deci, îți trec chestii pe care trebuie să le țineți minte, pentru ce e ok filtratul. Siguranța motocicliștilor în principal, dar și a mașinilor voastre, fluidizarea traficului și a treia chestie, confortul riderului, da? Pentru că eu sunt mult mai expus la elemente, la căldură, la ploaie, la grindină, la ce o fie afară, decât ești tu. Înțelege-mă, te rog, că eu trebuie să ajung mai repede la destinație. Bun, astea fiind spuse, astea sunt principalele. Vreau să vă zic atâta, că mi se pare că am văzut multe reacții la campania pornită de noi aici la Cluj-Napoca cu accesul motocicletelor pe benzile de bus, care pur și simplu par frustrare din partea șoferilor. Și nu frustrare, ca să zic, motivată. E pur și simplu o ranchiună de asta românească, de capra vecinului. Că fentează traficul. Că de ce fentează traficul? Da, fentează și tu. Dacă ai permis categoria B, poți să conduci scutere până la 50 cm cub. Imediat poți să conduci scutere până la 125 cm. Fii șmecher, ia-ți și tu un scooter, nu trebuie să-ți iei motor, nu trebuie să-ți iei categoria A, să mă dai un examen, să înveți dacă nu vrei. De ești în trafic și ești supărat pe aia care fintează, dar fintează și tu, dragul meu. Ce e așa greu? Poți să fii exact în aceeași situație, să vezi exact prin ce trec motocicliștii și fără să apară frustrări de asta, pentru că ți-ai luat și tu scooterul tău și tu poți să mergi repede din A în B. Uite, ca să vă dau un exemplu concret, eu dacă e să merg cu motocicleta de la mine la lucru, de la mine de acasă până la lucru, fac vreo 15 minute în ora de vârf, da? Dacă e să mă duc cu mașina, fac între jumătate de oră și 45 de minute. Adică de 2-3 ori mai mult, pe ceas. Și vorbim pe ceas, da? Numărat de mine. De ce nu-mi place să merg la lucru iarna? Sau când e frig? Afară că nu pot să merg cu motorul, trebuie să merg cu mașina și fac groaznic de mult. De ce? Că fentez traficul, corect, fentez, filtratul ăsta e fentat, dar să-mi explicat de ce îl fac, da? Nu-l fac că sunt răvoit, nu-l fac că mă plictisesc și eu risc, să trag unul de volan stânga sau dreapta în fața mea când filtrez să-mi frece un antibi de să nu mă văd sau să nu fiu atent să lovesc o oglindă și ok, trebuie să plătesc, am merge, am asigurare, toți motocicliștii au, bine, toți motocicliștii în aceeași măsură în care și toți șoferii au. O să fiți serioși, vorbim de RCA, da? Da, gen? Ia-ți scooter, fentează-l și tu. Cam ăsta e rentul meu. Sper totuși cât de cât că ați înțeles. Nu vreau să fiu rău cu nimeni, înțeleg frustrările, înțeleg că suntem români și capra vecinului extrem, extrem, extrem de valoroasă în ochii noștri. Că așa suntem reconstruiți genetic, să ne uităm mai mult la capra vecinului. Înțeleg că mulți șoferi pur și simplu din răutate nu acceptă chestia asta, răutate și invidie, ca să zic așa. Dar sunt totuși careva care credeau, poate, că facem asta doar că ne plictisim și riscăm și poate se uită la clipul ăsta și dacă tu ești motociclist, s-o prototil clipul, trimite-l unui șofer să-l vadă. Poate la final de zi cu clipul ăsta o să răzgândim 5 șoferi sau 10 sau 20 sau 100 în funcție de la câți trimiți. Câțiva o să-și dea seama
și nu o să se mai uite așa urât la noi. Și ultima chestie, și asta e doar pentru noi, motocicliști în trafic, da? Două chestii când filtrăm. Vreau de la voi să văd că sunteți mai responsabili, că nu filtrați ca turbații, mergeți încet. Nu zic să respectați limitele de viteză, că nu-i cazul când filtrați, dar respectați limitele bunului simț când filtrați, unul la mână. Doi la mână, dacă vedeți că un șofer nu vrea să vă lase, intenționat trage în fața voastră să vă blocheze calea când filtrați. Sau pur și simplu nu vă văzut și îi spați în gust. Nu claxonați, nu turați motoarele, asta este, stați cu minți, așteptați, oricum ați ieșit din calea pericolului, probabil, dacă ați început deja să filtrați, nu mai este riscul să vă lovească cineva din spate. Nu faceți scandal și nu faceți țigănieri cu claxoane și turați motorul și mizerii de genul ăsta, că e urât și de prozbuș și parcă după aia înțelegem șoferii de ce au așa o problemă cu filtratul nostru. Și doi la mână, mie îmi place personal și recomand și vouă. Dacă vedeți că cineva activ, când filtrați o mașină, vă vede și vă face spațiu, dați fraților un mulțumesc, ca la magazin. Când ai ieșit din magazin, dai bună ziua și mulțumesc. Când ai primit servirea la restaurant, dai mulțumesc, da? La fel și cu filtratul, tate, că nu te costă nimic. Ia mâna de ghidon, de pe ghidon și arată un thumbs up, ridică piciorul, pornește avaria, da? Ții o să rămână, că și șoferul ăla poate motociclist și o să se bucure că ai acceptat. Sau poate nu e motociclist, e pur și simplu un om care știe prin, și înțelege prin ce treci tu ca motociclist, de ce e nevoie să filtrezi. Sau pur și simplu politicos și vrea să te ajute. Da, îi mulțumesc. El o să se bucure, tu te bucuri că ai reușit să filtrezi în continuare, el o să se bucure că uite ce motociclist politicos și data viitoare o să ajute și pe altul. Dragii mei, cam asta a fost cu rantul meu pentru astăzi. Sper că vi s-a plăcut util, îndemnul meu continuă. Dacă nu știți, noi la Cluj am inițiat o campanie, o să vă las linkul în descriere, dacă nu ați semnat deja, să semnați și voi, de permiterea accesului motocicletelor pe banda de bus, să o folosim și noi, nu numai busurile și taxiurile. Sunt studii și despre asta, sunt multe orașe din Europa care permit asta și mult mai bine pentru trafic. Vreau să las link-ul în descriere, dacă nu l-ai semnat deja, să vă rog să intrați să o semnați, poate trimite și la neamurile voastre, la prietenii voștri, să semneze și ei. Ideea e să se permită într-un oraș din România, da? Că noi sperăm așa să ia val. Ok, permite Clujul, ce bine le merge, hai 2 ani să permite și Brașovul, hai peste încă un an să permite Sibiu și tot așa mai departe, da? Și chiar dacă nu, măcar pe termen scurt, dacă aveți drum la Cluj, să aveți și voi opțiunea să circulați pe banda de bus, cum avem noi clujenii, dacă trece petiția asta și prin niciun drum. Dar again, cam asta a fost curentul meu pentru azi. Sper că clipul meu va ajunge la urechile celor care au nevoie să audă ce am avut de povestit aici. Dacă nu am povestit degeaba. Ce să zic? Până data viitoare? Nu, n-ați scăpat. Nu uitați dacă să lăsați câte un like, dați câte un share către prietenii voștri. Dacă sunteți în zona aia de jos, puteți lăsa un comentariu. Dacă sunteți abonați, vă mulțumesc frumos și dacă nu sunteți abonați, am să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare. Doar prin faptul că vă uitați la clipurile astea și vă abonați, mă puteți ajuta să cresc canalul, că nu vă cer bani, nu nimic, da? E pur și simplu de, păi, te uitat la clip, ți-a făcut clipul, hai să-l ajut și pe creatorul ăsta din conținut, e gratis, îi dau un like, un share, lasă un comentariu și dau un subscribe dacă nu sunt deja abonat. Da, cam asta e pentru azi, până data viitoare, nu uitați! Apă, paie și bătaie și asfaltul uscat.